Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe Fără Prejudecăți la Televiziunea Română. Eu sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Emisiunea Fără Prejudecăți a fost premiată în anul 2016 de către Organizația Națiunilor Unite ca model de incluziune și autoreprezentare. Este interpretată în limba semnelor române, asta pentru ca mesajul nostru să ajungă și la persoanele cu deficiențe de auz, în același timp o variantă accesibilizată pentru nevăzători, regăsindu-se pe platforma Mixcloud. Discutăm despre o problemă care continuă să existe, din păcate, în sistemul de protecție și ocrotire a persoanelor cu dizabilități din țara noastră. Adesea am abordat subiectul instituționalizării și necesitatea dezinstituționalizării, adică scoaterea persoanelor cu nevoi speciale care trăiesc în centre, în centrele mamut, pe care vi le amintiți de pe vremea comunistă și care, din păcate, în unele locuri încă mai există în țara noastră. Ei bine, când acest proces se întâmplă, adesea apar foarte multe probleme și sunt oameni care profită de situația acestor persoane. Dezbatem chiar acum acest subiect cu invitații mei, legătură directă prin Zoom. E Georgiana Pascu, director de programe la Centrul de Resurse Juridice, și Ovidiu Vanghele, jurnalist de investigație care a documentat astfel de spețe. Vă salut pe amândoi și vă mulțumesc pentru că sunteți din nou la Fără Prejudecăți. Bună seara, mulțumim frumos! Geo, voi începe cu tine această discuție, pentru că sunt deja ani buni de zile în care trageți semnal de alarmă după semnal de alarmă în ceea ce privește condiții îngrozitoare pentru acești oameni din instituții, morți suspecte, abuzuri, foarte, foarte multe situații problematice care, iată, pare că nu se mai termină. Chiar și atunci când parcă avem o speranță că instituțiile mari se desfințează și vorbim de locuințe comunitare, descoperim că, de fapt, lucrurile nu stau deloc bine nici acolo. Da, din păcate nu stau deloc bine și în ultimele luni, aproximativ 6-7 luni de zile, am avut surpriza să documentăm modul în care sunt încălcate drepturile omului în trei instituții private, dar finanțate din bani publici, trei instituții din apropierea Bucureștiului, mai exact din județul Ilfov, unde per total peste 160 de oameni sunt ținuți în continuare împotriva voinței lor, putem spune unii dintre ei sechestrați, transferați dintr-o instituție în alta, fie publică, fie privată, fără a-și fi dat vreodată consimțământul, sau persoane care au stat și 20-22 de ani internate în spitale de psihiatrie, persoane care s-au plâns de faptul că nu primesc tratament adecvat, că nu știu cum le-au murit unii dintre colegi, persoane care arătau foarte, foarte slabe, aș spune cașexice, persoane care în același timp aveau urme de la ciupiturile de ploșnițe și purici, și per ansamblu oameni care de fapt stau închiși în trei așa zise centre pentru servicii în comunitate și pentru care statul plătește bani grei, dar nu se uită la modul în care sunt tratați, și de fapt persoane pe care nu le întreabă nimeni dacă își doresc să locuiască sau nu în acele centre. Persoane care de fapt au fost scoase la licitație, oameni despre care putem să aflăm cu toții acum de pe internet, dacă tastăm pe paginile unora dintre direcțiile generale de asistență și socială și protecția copilului, și vom vedea lotul 1, 30 de oameni, lotul 5, 80 de oameni. Nu se știe nimic despre acești oameni, dar ce este mai grav este că acești oameni au exprimat clar în fața reprezentanților CRJ, aflați în vizită inopinată în aceste centre, că nu vor să se afle acolo. Persoane care s-au plâns poliției, pe care noi am apelat-o la 112, persoane care au trimis sesizări în scris instituțiilor de protecție ale statului și cărora nu li s-a răspuns nimic până în zilele noastre. Problema pe care cred că ar trebui să o punem noi în discuțiile astea post factum este alta. Cum ajung oamenii să facă lucrurile astea? Cum e posibil? Ce le permite oamenilor care au și gestionează aceste centre și fac foarte mulți bani, de fapt, din așa numită îngrijire a persoanelor cu dizabilități? Povestea asta este despre niște centre care pentru statul român însuși nu e clar ce sunt ele.
Iar această problemă apare în momentul în care statul român ajunge să fie în situația de a controla ce se întâmplă acolo. După ce am scris noi, poliția, întrebată de jurnaliști, de toată presa, practic, poliția Ilfov, dom'le, ce se întâmplă acolo totuși? Că nu se poate, acolo erau niște oameni care arătau maltratați. Poliția a spus ceva de genul, vom cere DSP și DGASPC să facă niște controle acolo. Dom'le, tu ai acolo o brutalizare a unui om. Deci ai un om care are nasul spart și este filmat și fotografiat de cineva în starea aia. Tu te duci la DSP sau la DGASPC, nu te duci și vezi imediat cine a făcut poza aia, în ce zi, că totuși ai tot ce înseamnă, nu la îndemult. Ca să poți să afli lucrurile astea. Poveștile astea se întâmplă, din ce am documentat noi, vreo 2-3 din anul 2020-21, două din trei, și cea de-a treia din 2016, 15-16 au început problemele, ca să zic așa. Am încercat pe cât posibil să avem datele factual corecte, dar noi nu știm dacă nu cumva lucrurile sunt și mai din urmă sau poate au fost perioade în care a fost și mai rău decât ce am găsit noi acolo. Cum înțelegem această lipsă de reacție din partea unor autorități care exact asta e menirea lor, de control, de verificare în astfel de situații grave în care dovezile exacte pun în față cu o realitate pe care nu poți să o contești? Cred că societatea noastră creează contextul ca aceste lucruri să fie posibile și ca să mă fac mai bine înțeleasă. România a fost condamnată pentru condiții inumane și degradante de tratament în prima dată într-o hotărâre în 2012 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. E vorba de cauza Parașcinet împotriva României. Acolo un domn s-a plâns de tratamente rele, inumane și condiții inumane, degradante într-o secție a unui spital de psihiatrie din județul Maramureș, mai exact din Sighetul Marmației. Dacă nu mă înșel, domnul Parașcineti a trimis prima dată plângerea în 2005, după ce s-a adresat nenumăratelor instanțe din România și dumnealui a stat doar 5 zile sau 7 zile internat. În 2019, împreună cu colegii mei de la CRJ și de la Sibiu, de la Tonal, am ajuns într-o vizită inopinată în Sighetul Marmației, unde am găsit 8 oameni în 6 cuști. Pe Valentin Câmpeanu l-am văzut în februarie 2004, cu câteva ore înainte să moară. Valentin Câmpeanu, persoană cu SIDA, a murit de foame pentru că asistentele de la Poiana Mare din acel cămin spital se temeau să se apropie de el, pentru că așa considerau că pot să se infecteze cu virusul HIV. Lucrurile astea nu sunt simple presupuneri, sunt lucruri dovedite, există condamnare CEDO pentru aceste fapte. Da. Valentin Câmpeanu era un tânăr de etnie romă, de-abia împlinise 18 ani, cu dizabilități intelectuale, infectat cu HIV și cu tuberculoză în sistemul de protecție a copilului, cu o mulțime de alte probleme de sănătate mentală, care nu putea să comunice așa cum comunicăm noi și care, de fapt, a murit ca urmare a modului în care l-a tratat, în primul rând, sistemul de asistență socială, pentru că sistemul de asistență socială a fost cel care l-a abandonat în curtea spitalului de psihiatrie Poiana Mare într-o zi friguroasă din februarie. Și pentru asta România a fost condamnată în 2014. După care mai sunt multe alte zeci de condamnări la adresa României în ceea ce privește modul în care tratăm acești oameni. Ce vreau să spun este că în ciuda faptului că suntem condamnați, în ciuda faptului că ni se cere de către Comitetul de Ministri al Consiliului Europei de la Strasburg, doar anul trecut știi că au venit de două ori în România la București și au cerut autorităților Guvernului României să își respecte obligațiile și anume să își execute obligațiile pe care le are din aceste condamnări. Ei bine, noi continuăm să încălcăm grav drepturile acestor oameni și concluzia la care am ajuns este că e de fapt modul în care îi tratăm pe acești oameni. Îi izolăm cât de mult putem, dar apoi autoritățile responsabile se derobează. Ai poliție pe care o chem și care vine și spune, a, am văzut și am mai primit și noi plângeri și știm cum este, dar nu putem să facem nimic. Ai direcție de sănătate publică care vine și îți spune, am fost, dar la momentul la care noi am ajuns nu mai erai nimic. Ai Mecanismul Național de Prevenire a Torturii din subordinea Avocatului Poporului, care merge în 2019, după ce am scos noi oamenii din cuști și spune, nu mai era nimic, oamenii nu mai erau în cuști.
Ai aici, nu, parchet, poliție, care probabil s-au dus după ce oamenii au murit, au fost îngropați și spun nu mai era nimic. Și ca o concluzie, de fapt, avem un întreg sistem de cercetare și de urmărire penală, ca să spun acum exact. Apoi avem un întreg sistem de instanțe în România, dar care atunci când sunt întrebați cu câte victime, și anume persoane cu dizabilități intelectuale sau psihosociale, private de libertate, în mod arbitrar, în instituții private sau publice, de sănătate mentală sau de asistență socială s-au confruntat, spun că nu știu, nu cunosc. Apoi sunt întrebați câți dintre ei, ofițeri de poliție, procurori, judecători, au urmat cursuri în ceea ce privește maniera în care trebuie să-ți adaptezi procedurile. Pentru că ce se întâmplă? Centrul de Resurse Juridice, în mai puțin de un an de zile, a organizat în, cred că 30, pentru 30 de județe din țară, cursuri de formare pentru judecători, procurori, reprezentanții DGASPC-urilor și ai spitalelor. Știți câți judecători au răspuns invitațiilor noastre? Nici măcar 20. Când sunt întrebați că urmează un curs săptămâna viitoare, dacă pot să vină, știți cum răspund? Nu și-a manifestat niciun magistrat interesul pentru aceste cursuri. Normal că se întâmplă ceea ce vedem noi câțiva, nu știu, și poate mulți alți oameni care au pe cineva într-o situație critică. Oamenii aceștia mor și nu-și pune nimeni problema în ce condiții au murit, cu toate că ai o lege care îți spune că orice moarte a unei persoane într-o instituție exact privativă de libertate și care persoana are o dizabilitate intelectuală sau psihosocială este considerată moarte suspectă. Da. Nu-și pune nimeni problema, iarăși este uimitor. În România sunt licitați oameni pe platformele de licitații. Oameni despre care nu se știe nimic. Nimic. Povestea este și mai dramatică, pentru că dacă te uiți acolo, exact asta vreau să zic, ce zice Geo, că nu se știe nimic. Dacă tu cumperi 30 de oi, cred că ți se spune ceva despre oile alea, ce vârste au, sau între cât și cât, câte albe, câte negre. Aici pur și simplu îți spune, exact cum zice Geo, apare de exemplu în povestea noastră recentă cu cele trei centre din Ilfov, DGASPC sector 3 scoate la licitație un lot de 80 de oameni. Dar tu nu știi, sunt bătrâni, sunt bolnavi, ce boli au? În centru care ar fi mai bine pentru ei să meargă, având în vedere nevoile pe care le au, nevoi pe care tu le poți identifica doar analizându-le situația, absolut, nu? Că de-aia au nevoi, că sunt într-o situație. Adică România este țara formelor fără fond. Toată lumea se duce seara acasă spunând, băi, mi-am făcut treaba astăzi la serviciu. Mă rog, mai ai niște accidente. Uite cum a fost într-unul dintre centrele astea acum la Ilfov, când o doamnă de la DGASPC Ilfov nu știa, cred, la ce serviciu s-a dus, că ea lucra la DGASPC Ilfov și lucra și la unul din centrele astea unde erau oamenii dați în grijă de DGASPC Ilfov, adică corupție de manual, nu ai cum să fii și arbitru și să joci și într-o echipă sau ceva de genul, dacă îmi permiți comparația asta. Na, e și un proverb din ăsta vechi care spune ceva de genul, uite-te la un popor cum își tratează bătrânii, bolnavi, persoanele vulnerabile, orice ar da fi, ca să-ți dai seama cam ce gen de oameni sunt ăia. Oamenii trebuie da să înțeleagă că în cum să zic, cercul ăsta al abuzurilor și al suferinței oamenilor ăstora până la urmă se închide cu niște bani foarte mulți care vin de la stat către antreprenorii, dacă pot să zic așa, nu investitori în zona asta de asistență socială, câștigă un lot din ăsta de oameni pe care iau și bagă în casa aia. Nu le furnizează absolut nimic din ce ar trebui să le furnizeze, pentru că, repet, oamenii au niște nevoi care trebuie să le fie satisfăcute, pentru că statul plătește pentru asta. Statul plătește astăzi undeva la 6.000 de lei pe lună pentru îngrijirea unui astfel de om în situația asta. Da? Ori dacă vorbești de casă și masă, poți să stai cu 6.000 de lei într-un hotel în centru o lună de zile. Da. Deci e clar că acolo altceva plătește statul peste mâncare și cazare. Da? Sigur, și alea trebuie să fie civilizate și corecte și așa. Dar sunt niște servicii acolo.
când nu li se furnizează serviciile astea, lucru care este constatat inclusiv de către statul român, de către autorități ale statului român. Cum reușesc oamenii să continue să funcționeze? În România astăzi, dacă eu cu Geo ne facem o firmă, SC Geo and Ovidiu SRL, și scriem pe foaie, noi avem o casă, închiriem o casă undeva, ok, putem să și închiriem, punem contractul pe masă, da? Și scriem acolo, noi vrem să facem aici un centru pentru îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități. Și noi vom face piscină și nu știu ce, noi nu facem absolut nimic. Nouă, pe hârtia aia pe care am scris, ni se dă dreptul să primim oamenii de la stat, cu tot cu banii care vin odată cu ei. Oamenii vin în casa noastră unde noi nu facem nimic din ce ne-am propus să facem sau din ce ne-am angajat, nu prin acea hârtie să facem. Banii vin cu oamenii și intră la noi în cont. Noi nu facem absolut nimic, dar noi timp de un an de zile funcționăm doar pe promisiunea aia pe care am făcut-o. Sunt anumite lucruri care s-ar putea face mâine, astfel încât oamenii care au genul ăsta de business măcar să aibă, nu știu, să pună niște garanții pe masă atunci când încep să primească în grijă niște oameni dintre cei mai vulnerabili, nu? Că despre oamenii ăștia vorbim în film. Exact. Plus că ar mai trebui ceva făcut, iarăși, mâine. Nu poate să existe în baza unui contract cu bani publici o instituție care să nu fie vizitabilă de către oricine, exact, la orice oră aproape din public. Ok, nu poți să ieși la 12 noaptea că dorm oamenii ăia și deranjezi. Dar între 10 dimineața și 7 seara, în absolut orice instituție de genul ăsta, ar trebui să poată să intre oricine. Evident aparținător. Deci noi am descoperit în situația asta și am scris despre ani de zile în care nimeni, nici măcar aparținătorii care mai aveau aparținători, nu a fost lăsat să intre să-și vadă oamenii înăuntru. Evident că acolo ajung să apară nenorociri, nu? Pentru că nu mai există acest, cum îi spunem noi, public scrutiny, nu? Adică da, nu mai există un ochi exterior care să vină să spună, băi, ce mizerie! Bă, oamenii ăștia aici au ploșnițe. Adică Geo a fost, Geo și echipa lor, a fost în monitorizare într-unul dintre aceste centre și a venit patronul, nu? Că noi avem business în asistența socială, și a dat afară și n-au putut să își facă treaba, a trebuit să se întoarcă și să obțină, mă rog, să-și facă un fel de backup la backup la backup ca să poată să intre până la urmă câteva săptămâni de zile mai târziu. Ori asta nu poate fi acceptabil pentru statul român. Și asta pentru că e, nu merge acolo să aducă ploșnițe, ea merge acolo să constate că sunt ploșnițe, să-i spună statului, bă, statule, uite oamenii ăștia de aici, 30-50 cât sunt ei, trăiesc între ploșnițe, vino și fă ceva. Da. Deci nu ai nevoie de o hârtie de la stat pentru asta. Ar trebui să ai voie pur și simplu. Suntem pe finalul intervenției noastre și te rog, Geo, pe tine să abordezi acum problema. Eu cred că avem aici, așa dacă aș putea să concluzionez, sunt cel puțin două sau poate chiar trei aspecte. Prima, revin la aceea. În momentul în care România este condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de atât de multe ori și de atât de mulți ani, noi continuăm să vedem o blocare a accesului la justiție a acestor persoane. Pentru că dacă persoanele cu dizabilități din cele trei centre ar fi putut să trimită plângeri, să sune, să apeleze și nu doar să trimită plângeri, că au trimis prin noi sau au formulat plângeri de față cu ofițerul de poliție prezent la fața locului chemat de CRJ, nu le-a răspuns nimeni niciodată. Prin urmare, avem autorități de inspecție, avem autorități de control. Ce se întâmplă însă este că toată lumea tratează cu foarte mare lejeritate, nu ni se poate întâmpla nimic dacă o persoană cu dizabilități intelectuale sau psihosociale s-a plâns și noi am răspuns. Prin urmare, dreptul de a contesta le este refuzat. Apoi, dreptul de a-și da consimțământul la tratament, la internare, la servicii, nu există. În acest moment putem să vorbim, îmi pare rău că o spun, de un malpraxis în asistență socială și nu-și pune nimeni problema asupra acestui malpraxis. Este un abuz la adresa acestor oameni. De ce? Pentru că dacă ne uităm din nou, spuneai tu despre dezinstituționalizare și de fapt servicii în comunitate. Nu degeaba Comitetul ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a venit și a spus tuturor statelor. Orice formă privativă de libertate în care mai multe persoane sunt obligate să locuiască împreună
după un sistem de tip cazarmă, într-un loc pe care nu poți să-l refuze și în care nu li se cere consimțământul cu privire la serviciile pe care le primesc, este un loc privativ de libertate și este o instituție. Am demonstrat că aceste locuri nu sunt de natură să ajute la respectarea drepturilor omului. Și vreau să mai spun ceva. România are o gravă problemă din punct de vedere a eticii. În momentul în care tu nu încurajezi sistemul non-profit, neguvernamental, nu-l încurajezi în sensul de a contracta cu adevărat servicii pentru persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale în comunitate, dar tu încurajezi, gândește-te puțin că în zona, în regiunea București-Ilfov, am numărat cu colegele de la CRJ acum o săptămână, din 368 de furnizori de servicii sociale acreditați, operatori economici, SRL-uri, societăți comerciale, 144 sunt în regiunea București-Ilfov. Știi câte servicii publice acreditate sunt? 10. Prin urmare, în momentul în care tu ca stat contractezi servicii în mod special cu operatori economici care nu vreau să par dintr-o altă lume, dar operatorul economic de aia se înființează ca să facă profit. No. Operatorul economic nu este un ONG, nu este o organizație neguvernamentală. Așadar, cred că atât timp cât accesul la justiție le este blocat acestor oameni, plângerile lor nu există, statul investește în SRL-uri, avem ceea ce sădim, ca să spun așa, morți, oameni torturați, oameni care nu au acces la servicii în comunitate și angajați din sistemul public care lucrează pentru aceiași operatori economici și nu li se pare nimic suspect și nici măcar că există un conflict de interese. O discuție dură și o discuție grea, doamnelor și domnilor, dar este vorba despre drepturile persoanelor cu dizabilități, care până la urmă sunt drepturile omului. Sunt oameni care adesea își petrec o viață între un abandon într-un spital la naștere și cimitir, în astfel de instituții unde sunt abuzați, unde sunt bătuți, unde au parte de tratamente inumane și degradante. Georgiana Pascu și Ovidiu Vanghele, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi la Fără Prejudecăți. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru că ne-ați urmărit Fără Prejudecăți la final. Rămâneți alături de programele televiziunii române. Eu sunt Ovidiu Damian și vă doresc tuturor o zi excelentă. La revedere!